Rusia nu amenință însă doar cu un război nuclear, ci șantajează Occidentul cu fiecare ocazie. Tot mai multe dovezi arată că Moscova este de vină pentru exploziile de la conductele din Marea Baltică, care au provocat scurgeri de gaz. Cei care fac aceste afirmații sunt experții din domeniul informațiilor care analizează acțiunile Rusiei. Aceștia sunt de părere că Moscova se face vinovată pentru scurgerile de la conductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică, provocate cel mai probabil pentru a trimite un mesaj Occidentului. Mai exact, în timp ce puterile mondiale condamnă Moscova pentru războiul din Ucraina și au impus numeroase sancțiuni, Rusia încearcă să demonstreze că este capabilă să continue lupta, chiar dacă pierde tot mai multe localități pe frontul ucrainean. În ceea ce privește războiul hibrid cu Occidentul, însă are resurse. În plus, sabotarea celor două gazoducte mai arată și că Vladimir Putin s-ar putea folosi în viitor și de alte modalități prin care să se impună. Fostul director CIA, John Brennan, a declarat că dovezile de până acum învinovățesc Rusia pentru scurgerile din Marea Baltică. Ar putea fi un indiciu al faptului că Rusia e decisă să facă orice crede că ar fi necesar în scopul de a slăbi hotărârea Europei. Ar putea fi pur și simplu să fie prima salvă a altor lucruri care s-ar putea abate asupra Europei. De aceeași părere este și Andrea Kendall Taylor, fost ofițer superior și fostul coordonator al Consiliului Informațiilor Naționale, care a declarat pentru Insider că are convingerea că fisurarea conductelor și scurgerile de gaz au fost un act intenționat de sabotaj efectuat de Rusia. Și discutăm mai multe pe marginea acestui subiect cu domnul Ion Petrescu, colonel în rezervă și analist militar. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Sărmâna, mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule colonel, iată, experții în domeniul informațiilor sunt de părere că Moscova se face vinovată pentru scurgerile de gaz din Marea Baltică, provocate cel mai probabil pentru a trimite un mesaj Occidentului. În aceste condiții, sabotarea celor două gazoducte arată că Vladimir Putin s-ar putea folosi în viitor și de alte modalități prin care să se impună, dar la ce ar mai putea recurge, iată, Vladimir Putin văzându-se încolțit? E corectă întrebarea dumneavoastră, în condițiile în care în această dimineață în marile ziare occidentale, care au calitatea de a avea informații furnizate și de servicii secrete ale unor state membre ale NATO, se confirmă această preocupare pentru acțiunile viitoare ale președintelui Federației Ruse, cu mențiunea că el nu este singur, chiar dacă el public este prezentat ca acela care ia deciziile. Există în jurul său un grup de sprijinitori, de oameni care își dau seama că existența lor profesională ține de actualul regim din Federația Rusă. Sigur, faptul că sunt acum în imaginile însoțite de afirmația că Rusia este vinovată pentru scurgerile de gaze reprezintă o presupunere confirmată de terți vis-a-vis de această vinovăție, în condițiile în care Consiliul Nord-Atlantic a dat o declarație prin care toate țările membre ale Alianței Nord-Atlantice practic au precizat că nu sunt ele în postura de a fi declanșat aceste explozii. Rusia merge pe acte de răzbunare pentru a menține o stare de neliniște în nordul Europei, acolo unde Marea Baltică a devenit o mare NATO, și pentru a reprezenta o amenințare la adresa celor care speră că Federația Rusă se va slăbi, va avea mai multă înțelepciune și va declanșa în sfârșit negocierile de pace despre care vorbea, despre necesitatea lor, vorbea chiar Putin atunci când a avut loc ceremonia prin care cele patru regiuni au devenit părți ale Federației Ruse. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor. Tocmai pentru că făceați referire, iată, la aceste negocieri, știm că Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina este dispusă să ducă negocieri cu Rusia atâta vreme cât Vladimir Putin nu va mai fi președinte. Putem să ne gândim astfel că ar fi o strategie a președintelui ucrainean aceasta, astfel încât să grăbească schimbarea liderului de la Kremlin? Sunteți o jurnalistă cu experiență. Trebuie să facem o distinție între propaganda Kievului, pentru că există așa ceva, între dorință și putirință, cum zice un proverb românesc. Dacă vorbim de negocieri serioase, la acestea trebuie să participe atât și să fie conduse de președintele Rusiei și de președintele Ucrainei și în mod obiectiv
având în vedere tensiunile dintre cele două state, Federația Rusă și statul ucrainean, e necesar să fie de față și reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene și, de ce nu, chiar ai Republicii Populare Chineze. Important este să înceapă, deoarece o declanșare a lor generează speranța că într-o anumită evoluție a săptămânii următoare, măcar la o încetare a focului, s-ar putea ajunge. De o parte, e Ucraina care vrea să-și elibereze toate teritoriile, dar discutând obiectiv în momentul de față, în pofida succeselor pe care, într-adevăr, le are armata ucraineană în eliberarea nordului, regiunilor deja lipite Rusiei, mai este mult până departe, cum zice românul. Pe de altă parte, și Federația Rusă și-a luat aceste măsuri, nu tocmai inspirate, că una e să aduce peste 200 de mii de oameni, cum se lăuda Ministerul Rus al Apărării în unitățile rusești, să echipezi, să le dai o armă în mână pe care nici nu știu să o țină la umăr, nu pe umăr, și practic să-i pregătești ca o carne de tun, numai pentru a impresiona pe ucraineni și pentru a schimba raportul de forțe. Deoarece o surpriză acestor acțiuni ucrainene este raportul de forțe în favoarea Ucrainei. De exemplu, în regiunea care este la nord-est de Harkov, raportul de forțe a fost de 8 la 1 și datorită acestei situații copleșitoare pentru forțele ruse de acolo, prost aprovizionate, nesprijinite aerian, au trebuit să se retragă. Ideal ar fi să fie declanșate negocierile de pace. Deocamdată este foarte bine că țările membre ale NATO au reiterat determinarea lor de a sprijini lupta pentru independență a poporului ucrainean și, de partea cealaltă, Federația Rusă vede că în corul națiunilor europene se menține atitudinea generală de condamnare a invaziei militare în Ucraina. Sigur că măsuri pot fi anunțate în continuare, dar nu impresionează nimeni și, practic, nu e deloc o noutate că președintele Vladimir Putin a ordonat miercuri guvernului său să preia operațiunile la cea mai mare centrală nucleară din Europa, din regiunea Zaporojia, care practic a fost anexată Rusiei, și că în ordine executivă se specifica guvernul se va asigura că instalațiile nucleare de la centrală sunt integrate ca proprietate federală. Am încheiat citatul. Asta este o retorică. Retorică bună pentru opinia publică rusă, dar nu impresionează opinia publică internațională.